A fost aprobată suspendarea transportului rutier de persoane pentru toate cursele înspre și dinspre Italia. Măsura este valabilă din 10 martie până pe 31 martie. Cealaltă măsură care a fost luată la nivel central a fost de a anunța operatorii și să anuleze cursele care vin din Italia spre România pe cale aeriană. Ce se întâmplă cu turiștii care au bilete luate în țările cu probleme și nu numai? A fost recomandarea de a evita deplasarea în acele țări cu probleme și de asemenea s-a făcut recomandare ca românii care sunt în acele țări să evite și să nu vină acasă în această perioadă. De asemenea, începând cu data de 12 martie până în 31 martie, sunt suspendate transporturile feroviare către și dinspre Italia. A fost instituită obligația pentru unitățile de alimentație, precum și pentru furnizorii publici și privați de transport de persoane, de a dezinfecta suprafețele frecvent, de a evita aglomerația în spațiile comerciale.